scenariusz wątkowy na dućaminty, kando miot nam batuten procente primaru meu de la Târgu Jiu, am cel mai mare procent dintre primarii de la PSD și Darius cel mai mare de la PDL. Acum vă dați seama, amândoi împartiți, sper să-i împac, să nu fie așa. Asta să fie competiția și când oameni de valoare care aduc voturi și care câștigă voturi. În primul rând pentru persoana lor și în al doilea rând datorită sprijinului politic, nu pot decât să fiu bucuros că există asemenea primari din echipa noastră. Dacă avem și vreo întrebare... Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. Așa cum spunea Darius și Liviu, acest proiect politic, și pot numi într-adevăr proiect politic, cred că prima discuție care am avut-o cu Darius a fost după alegerile prezidențiale din 2009. Sigur că am avut frustrări toți, insatisfacții, să le spun așa, în ceea ce privesc fondurile pentru județul Olt și cel mai bine eu știu acest lucru, în funcția de președinte al Consiliului Județean, pentru că știți bine, județul a fost împărțit Slatina și câteva localități, PDL, restul județului, PSD și PNL. Noi ne-am bătut între noi până la urmă și probabil că am ajuns la maturitate și eu și el și ne-am gândit ce trebuie să facem. Ați văzut bine că pe parcursul acestei perioade de timp până astăzi am lucrat foarte bine din punct de vedere administrativ în câteva proiecte și poate câteodată am fost limitați la a spune public multe alte lucruri. Vreau să vă spun că nu există un interes personal în acest proiect politic. Darius Burcu, în sondaje pe care le-am făcut săptămâna trecută, peste 80%, Darius Burcu deja s-au strâns 30.000 de semnături, peste 30.000 de susținere a candidatorii la funcția, deci la un nou mandat de primar al municipiului Slatina. Și din punctul meu de vedere, nu există la fel o chestiune, adică cred că am prima șansă în ceea ce privește funcția de președinte al Consiliului Județean, sondajele dumneavoastră le știți, dar și configurația politică, să spun, a județului. Ce trebuie să reținem de aici? Ținta principală a acestui proiect politic este locuitorul județului Olt. Pentru că vrem drumuri mai bune, vrem canalizare, vrem apă, vrem școală, vrem cămine culturale, etc. Deci vrem tot ce cuprinde acest proiect politic este ținta, încă o dată repet, locuitorul din județul Olt. Pentru că tot timpul a fost bătălit câteodată, eu știu, înverșunate câteodată, care am realizat în urmă că nu are rost. Și chiar vrem, odată cu venirea USL-ului la guvernare din 2012, și în județul Olt să fie altceva și locuitorii noștri să aibă un nivel de trai civilizat, conform timpurilor în care trăim. Bineînțeles că vreau să-i mulțumesc de asemenea lui Marius Oprescu, care a făcut parte din acest proiect și tot timpul a înțeles lucrul ăsta și a sprijinit lucrul ăsta. La un moment dat a avut chiar o situație îngrată Marius Oprescu, pentru că discuțiile, așa cum ați sesizat în urmă, au fost între noi și Marius Oprescu, mulțumesc pentru asta și cred că împreună cu primarul Darius Burcu vor face cea mai reprezentabilă echipă aici, la Slatina, și cel mai bun rezultat din țară, sper mai bun decât la Târgu Jiu, sunt convins de lucrul ăsta și vă face toate eforturile să fie mai bun decât la Slatina. Asta să fie. Să știți că istoric, cândva discutat cu domnul Sârghie, a fost cu Zârghi. E ca la Islas. Z. N-a fost cei bătrâni la Islas, zic, Islas. Bun, întrebările dumneavoastră. Câteva întrebări, domnul președinte Ponta și domnul secretar general Sergi Grăbesc. Pentru domnul președinte Ponta, dacă aceste racolări de ființe extraordinare, portocalii, nu vă aduc prejudicii de imagine partidului dumneavoastră. Altă întrebare. Cine urmează să părăsească PDR-ul și să intre în PSD sau în USL mai nou? Întâlnirea noastră e pe 2 aprilie. Dacă era ieri, vă spuneam de domnul Boc.
Am și o întrebare. Cititorii, prin intermediul meu, ce se poate verifica? Sunt alegători care nu au memoria atât de scurtă pentru politicieni și își amintesc că dumneavoastră, domnul președinte Paul Sănescu, pe la sfârșitul lunii mai 2010, spuneați despre președintele Traian Băsescu că este capul de judecată al mafiei din România. Iar domnul Darius Bârcov, capul de judecată al mafiei din județul Bolți. Deci, alegătorii întreabă, prin intermediul meu, dacă vă menține, adică ce se întâmplă cu această declarație pe care a spus? Știți că de fiecare dată am avut un atac dur la adresa PNL-ului și președintelui Traian Băsescu și aici ne referim la clica de la București, dacă pot spune așa. În județul Olt, așa cum ați văzut, noi am lucrat foarte, foarte bine, cel puțin de 2 ani de zile, de când lucrăm foarte, foarte bine în plan administrativ. Domnul primar, câți poști colegi ai noastră de la comune, primar de comune, vă vor urma la PSD? Nu s-a pus problema și nu se pune problema așa. Eu am, ca persoană, sunt membru al PSD-ului, atât am cerut să fiu respectat cum voi respecta și eu acest partid de acum încolo. Este clar că, de când sunt președintele, peste 5 ani de zile la PDL, am format o echipă puternică de care sunt mândru, o echipă care nu are cum să gândească diferit de cum gândesc eu. Însă, așa cum eu îi respect pe ei, deci sunt sigur că și ei mă respectă foarte mult pe mine. Tocmai de aceea le dau și avem fiecare puterea de a lua decizia pentru fiecare parte. Aveți semnale că vă vor urma și alții? Eu le urez mult succes în colegilor mei din la poziția mea colegi la PDL. Și scuzați că mai am o întrebare pentru domnul Marius Oprescu, pentru că sunteți un lider al organizației locale și chiar în județene. Ce veți face dumneavoastră? Care este viitorul politico-administrativ, să spun așa. În perioada următoare, ca președinte al organizației Slatina și vicepreședinte la nivelul județean, o responsabilitate foarte mare, așa cum am promis și când am luat mandatul de președinte, acum 2 ani de zile, prioritatea mea este câștigarea primăriei Slatina și majoritatea Consiliului Local. Suntem foarte aproape de a realiza acest lucru și personal consider că vom face o echipă unită și puternică, în urma căreia slătinii să nu aibă decât de câștigă. Pentru ce funcție veți candida? Voi fi consilier județean, voi fi pe lista de consilier. Domnule Ponta. Vă rog, doamna. Ați, dumneavoastră, vorbiți în numele USL despre venirea domnului Bârcov în acest partid sau în numele partidului, pur și simplu PSD? Pentru că nu văd niciun pentru o să vedeți. O să mă văd cu domnul președinte al PNL imediat după această întâlnire, lucru pe care îl fac în vizitele din toate județele. Știți foarte bine și când domnul Antonescu vine la Slatina să se întâlnește cu domnul Stănescu, suntem două partide diferite, unite în cadrul Uniunii Social-Liberale. Știți foarte bine că se stabilise deja candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și pentru funcția de primar al municipiului Reșință de Județ. Vor aparține PSD, deci nu apare nicio modificare în protocolul dintre noi și PNL. Și așa cum noi îl susținem pe domnul Frunză Verde la președinția Consiliului Județean Caraș-Severin, și liberalii de aici îl vor susține pe domnul Bârcov la primăria municipiului Reședință de Județ. În rest, sigur că i-am spus lui Crin Antonescu de vizita pe care o fac, de altfel trebuia să avem ședință astăzi la USL și în calitatea mea de copreședinte al USL pot să vă spun că este o decizie politică în favoarea USL. Mă bucur evident că Darius a venit alături de PSD, dar este candidatul USL la primăria municipiului Reședință. Cu câteva luni cei care stau de conducerea PNL Olt au spus că dacă Darius Bârcov vine la USL, își vor tăia o mână sau... Doamne ferește! Doamne ferește! Dar asta vă întreb, ați vorbit cu ei, dar să nu uite pentru că sunt ciunci. Doamne ferește! Nu vă faceți. Domnule, dacă să ne puteți da mai multe date de legislație, ați amintit și în urmă cu câteva pic au văzut, dar...
pe unde va trece... Imediat după ce va trece foarte aproape de Slatina, dacă asta vă interesează. Toate datele, sau mai multe date, vă vor fi date după alegerile locale. Pentru că discutăm de obiective naționale care vor fi prezentate mult mai detaliat pentru alegerile parlamentare. Pentru că tot am prins aici, domnule președinte Ponta. Sincer să fiu, n-aș vrea să mă prindeți. N-aș vrea să mă prindeți, că eu stau. Spuneți. Ar trebui să fiți bucuros să stați de vorbă. Eu întotdeauna sunt bucuros, mai ales că întotdeauna la Slatina mi-am dat seama că singura opoziție față de noi o reprezintă o parte a presei. Și asta e un lucru important. Până la urmă, dumneavoastră trebuie să reprezentați pe cineva și noi pe cineva. Asta am și vrut. Mi-e foarte clar. Asta zic. Mi-e clar cine e opoziția noastră. Spuneți. Credeți că veți reuși să suspendați pe domnul președinte Traian Băsescu și să organizați, să fie alegerile prezidențiale concomitente cu cele parlamentare? Nu. Am vorbit despre un asemenea proiect. Tot v-am prins. Era o doamnă aici, până care m-a prins înaintea dumneavoastră. Două degete ridicate. Vă rog. Pentru domnul Vâlcov. Hai, ați văzut? Am scăpat. Dacă mi-a a spus că ați plecat din PDL pentru că ați fost dezamăgit de sistemul ăsta, de conducerea de la București. Și a spus chiar pe premierul Boc că va fi n-ați folosit dumneavoastră termenul ăsta, de asta am înțeles noi, că v-am mințit. Adică, prin condițiunile pe care vi le-a făcut. La un moment dat știu că circula zvonul că nu ați fi în grațiile lui Traian Băsescu. Ăsta să fi fost motivul? Asta ar fi de bine. Nu se pune problema politică să fie în grațiile lui. Adică vă întreb, de ce Bucureștiul nu v-a ajutat în proiectele pe care dumneavoastră le țineți spre ați adus la Slatina și nu... Trebuie să mă întrebați pe mine, și doi, mă gândesc că v-ați format o părere asta. Și doi, chiar dacă am o mașină, nu cred că pentru mine dorea încetura de la Slatina. Nu cred că pentru mine dorea la Slatina. Nu, cred că trebuie să întrebați pe ei. Nu, eu vă întrebam de ce părere v-ați format dumneavoastră. De ce nu v-a ajutat Emil Boc atunci când v-a promis ceva? Întrebați pe mine de ce nu m-a ajutat nimic. Vă întreb, ce părere v-ați format? Dacă astăzi sunt aici, vă dați seama că am făcut această trecere, nu ușor, nu este ușor să fac acest pas. Probabil, ca și președintele partid, dacă nu aș fi fost primar, aș mai fi rătat și aș mai fi înghițit aceste minciuni până la urmă sau false promisiuni. Dar ca primar, ca reprezentant al oamenilor din Slatina, nu avem cum să trec peste aceste lucruri. Normal că nu mi-a făcut. Vreau să am și o intervenție, dacă îmi permit, la întrebarea. E o întrebare importantă. Nu Darius Vâlcov. Darius Vâlcov nu poate răspunde la întrebarea asta, că el nu e singurul care a fost păcălit. Cu excepția câtorva locuri din țară, Suceava, unde este domnul Flutu, Brașov, unde este domnul Stricaru, Aradul, unde este domnul Falcă, Clujul, unde, mă rog, nu mai știu cine este acum, dar a fost domnul Vâlcov. În rest, n-au ajutat pe nimeni. Una din trăsăturile acestei guvernări este că un grup foarte restrâns de inițiați și de șmecheri au concentrat banii publici și i-au vărsat pentru niște interese personale.